Lotul echipei de fotbal Steaua București cunoaște transformări masive în această vară. După ce la finalul sezonului trecut au plecat 16 jucători, stafful tehnic al formației noastre lucrează intens pentru a aduce noi fotbaliști care să facă față cerințelor din Ghencea. Daniel Vârtej, Mihai Dobrescu și Onuț Pop sunt trei dintre jucătorii noi ai stelei din această vară. Fundașul central Daniel Vârtej are 25 de ani, vine de la Gloria Buzău și spune că a rămas impresionat de atmosfera făcută de fanii Roșalbaștrei la derbiul cu Dinamo, disputat în Ghencea și câștigat de Roșalbaștrei cu doi, la Sunt foarte fericit că am ajuns la un club cu așa renume în România și am venit să promovăm. A fost greu să te convingă oficialii clubului nostru să semnezi cu Steaua? Nu, nu a fost greu deloc. În primul rând am avut încă alte două oferte, dar nu au fost destul de eficiente ca și acesta, și am ales clubul Steaua pentru că știu că este un renume în această țară. Mihai Dobrescu este cel mai experimentat jucător adus de Steaua în această vară, până în prezent. În vârstă de 30 de ani și cu peste 100 de meciuri în Liga 1, Mihai evoluează pe postul de funda stânga. Am venit pentru că mister m-a abordat și mi-a spus că se vrea pe și să vedem Steaua în Liga I, ăsta e obiectivul. Care este marele tău atu? Viteza, să zic, viteza și tehnica. Ești nerăbdător să joci primul meci pe stadion în fața suporterilor? Vă da, seama, de-abia aștept să începem nou sezon și Sper să îi facem fericiți pe acest uh, suporter minunat. Portarul Ionuț Pop are 25 de ani și promite să aducă siguranță în trebuturile stelei în noul sezon. El a sosit la formația noastră de la CSM Slatina, acolo unde a fost împrumutat anul trecut de către Hermannstad. Care ți-a fost primul gând în momentul în care te-a căutat steaua? Bucurie, fericire, vă dați seama, cred că orice jucător își dorește să, să joace pe Gencia să joace la steaua, nu au durat foarte mult tratativele, am vorbit într-o zi cu domnul Sorin Bubariu, în cealaltă cu domnul Daniel Opriță și a fost, a, fost totul foarte repede și am venit cu, cu inima deschisă. De ce crezi că te ales ales uh, Steaua? Da, bună întrebare. Uh, cred că am făcut un campionat bun în sezonul trecut. Am, am jucat la Slatina, am fost echipa cea mai bună defensivă cu cele mai puține goluri primite și, și cred că, că domnul Oprița a, a văzut uh, aceste statistici și inclusiv meciurile cu Steaua, în care am apărat, cred, cred că am făcut-o bine. Ce calități ai? Sunt un portar căruia îi place să fie activ, să fie un portar care se simte prezența de acolo din spate. În sezonul trecut am apărat două penaltiuri din, din trei, deci cred că am o statistică bună. Îmi place să, să studiez adversarii înainte de meci și, și, cred că asta mă, mă, va ajuta și în acest sezon. În perioada 26 iunie-8 iulie, Steaua efectuează în București primul cantonament al acestei veri, iar cel din amical al perioadei de pregătire va fi pe 7 iulie cu CS Tunari.